Vești bune pentru părinții care vor să se întoarcă mai repede în câmpul muncii, dar care nu au cu cine să lase copiii. Din 31 mai, aceștia vor putea cere bani de la stat pentru a angaja bone. La Năvodari, Consiliul Local a adoptat la începutul acestei luni proiectul de hotărâre privind metodologia de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bone. Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă persoanele care au în întreținere copii de până la 6 ani, ale căror venituri nete lunare sunt de până la 3.500 de lei pe membru de familie. Pentru a încasa bani de la autorități, familiile trebuie să îndeplinească anumite cerințe. Acordarea acestui ajutor financiar se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la creșă ori grădiniță acreditată, publică ori privată, sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc în aceste unități sau nu a retras copilul din aceste instituții aflate pe raza orașului Năvodari. Unul dintre documentele doveditoare este copia după contractul de prestări servicii în baza căruia se desfășoară activitatea de bonă. Cererea și documentele doveditoare se depun și se înregistrează la Serviciul Public de Asistență Socială. Dreptul la ajutorul financiar se aprobă prin dispoziția primarului după verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare, care se realizează de către Direcția de Asistență Socială în baza documentelor depuse de solicitant și informațiilor existente în bazele de date ale autorităților administrației publice. Sumele primite de la stat sunt cuprinse între 250 și 710 lei și se acordă lunar pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în limita fondurilor bugetare anuale aprobate în bugetul local. Același proiect de hotărâre urmează a fi supus votului și în Constanța, în cadrul ședinței Consiliului Local din această săptămână.